Salut, salut, prieteni, sunt Ebolas. Vreau să vă prezint un tutorial cu Zeus. N-am mai făcut un tutorial, cred că de 10 zile sau o perioadă asemănătoare, dar sunt foarte ocupat și, cum v-am spus, în ultimele 5.000 de filme nu prea am timp să mă ocup. În orice caz, vreau să revin cu acest tutorial, pentru că am văzut și la comenturile pe profil, se cere Zeus, este în regulă un erou foarte, foarte bun, dinamic. De fapt, am și citit despre Zeus ceva înainte să mă apuc de tutorial. Chiar m-a surprins un tutorial recomandat de Merlini, iată un jucător de renume mondial. M-am informat așa cât de cât despre Zeus. Nu prea am jucat Zeus competitiv, doar în meciuri de tip public games. Deci o să vă recomand niște build-uri cât se poate de simple, sper eu eficiente și ușor de realizat pentru toată lumea. Nu o să mă complic cu formule inovatoare de se practică nu știu ce ligi. O să încerc totuși să mențin un build cât mai exact și niște sfaturi pertinente. O să explic mai întâi skill order-ul. Așa cum mulți jucători o să înceapă și cred că toți ar fi bine să înceapă cu Arc Lightning pentru a farma. După care unul în static field pentru a face acel damage pe AOE de fiecare dată când castează eroul orice vrajă. Acest static field se activează în range de 1000 și scade un anumit procentaj din viața curentă a adversarilor, mă rog, 5%, 7%, 9% și 11%, după cum se vede și aici. Iar până la level 5 vă recomand să băgați în Lightning Bolt, la level 6 în ultimată. După care puteți să maxați Lightning Bolt-ul, depinde în ce ordine considerați. Eu zic să mai băgați unul în Arc of Lightning, maxați Static Field, ultimată la level 11, maxați Lightning-ul, un atribut sau cât vine până la level 16, iar ultimata și apoi atribute. Mai sunt și alte build-uri pentru Zeus, exact cum vă spuneam, am citit mai multe alternative la skill order propuse chiar de Merlini. Spunea acolo că de când arcul acesta poate fi dat la intervale foarte mici, aproape nu se termină de castat până îl puteți da din nou, este chiar indicat câteodată pentru a farma foarte bine să jucați doar la atribute din prima și la Arc Lightning, dar este mai dificil și mai riscant acest skill build, după părerea mea, așa că 3 în Lightning Bolt până la level 5 o să vă asigure un range imens de a casta spell damage imens adversarului, deci totul este la superlativ la acest spellcaster. Este printre puținii eroi care nu au stun concret, fiind eroi de inteligență. E un mini stun aici la Lightning Bolt, dar cel mai important este faptul că îl castează de la un range exagerat de mare și face reveal. Are un true side effect și puteți să vedeți foarte mult în jurul eroului și chiar și unități invizibile atunci când e castat. Deci este recomandat să-l castați primul când intrați în luptă. Asta spunea și Merlini acolo, cum trebuie să castați spellurile când intrați în luptă cu Zeus. Mulți o să dea prima dată Arc Lightning, apoi Lightning Bolt și apoi ultimată în ordine progresivă în funcție de damage, considerând că Arc Lightning-ul se face până le castează pe celelalte. Oricum Arc Lightning-ul o să se facă, deci cooldown-ul mă refer. Deci puteți să începeți și chiar este indicat să spamați Lightning Bolt-ul prima dată, chiar dintr-un range foarte mare, să stresați adversarii, castați cât mai multe Lightning Bolt-uri, apoi când intrați pur și simplu în luptă puteți casta ultimate și Arc of Lightning aproape la cooldown, eroul o să fie foarte, foarte confuz pentru că o să primească foarte mult damage într-un interval scurt de timp și cam așa se poate descrie o luptă în care intervine și Zeus. O să vă spun cam ce iteme să luați la început, itemele acelea intermediare despre care mă întreabă cam toată lumea pe channel. Am văzut acolo și asta mi-au și eu de obicei multe crenguțe, Ironwood Branches din acestea, număr de 4, 3 Clarity Potion și Tangos pentru a reface viața. Cum vă spuneam, încercați să farmați cât mai bine cu acest Arc of Lightning, să speculați, să dați, să luați Last Hit-ul de la creep cu Arc Lightning sau chiar 2 creepi pe un arc. Este cât mai eficient Arc Lightning-ul cu cât ajungeți să scădeți la viață sistematic toți creepy și în mod egal ca să puteți să primiți mai mulți bani atunci când castați Arc Lightning. În orice caz, Lightning Bolt-ul o să facă un damage devastator pe linie și eroul o să fie ținut la foarte mare distanță datorită range-ului.
Și cam asta ar fi pentru început. După, un core item, exact așa scria și pe multe site-uri, core items pentru Zeus sunt aceste null talisman, nu știu, 1, 2 în funcție de cât vă trebuie atunci la început, și desigur Magic Battle. Trebuie să dominați runa, dacă stați cu Zeus pe mid, de exemplu, solo lane sau... în orice caz trebuie să aveți și battle, este foarte eficient în early spre middle game. De asemenea, null talismanul este imperios necesar. După care vă recomand un Boots of Speed, sau ordinea nu e neapărat aceasta, puteți să luați Boots of Speed înainte de alte iteme gen battle. Și acum v-aș spune că un item genial pe Zeus este travel, Boots of Travel, dar costă foarte mult, 2200 să farmezi, mai ales în early game, și de aceea v-aș recomanda o alternativă foarte bună și foarte eficientă, și anume Face Boots. Mulți ar spune Arcane Boots pe Zeus ca să ai mană multă. Da, și Arcane Boots merg, nu zic nu, deci Arcane Boots este o alternativă, Travel alta alternativă și Face Boots o alternativă, zic eu, cât mai simplă și cât mai ușoară. Mana o să aveți din aceste clarity-uri, din battle, eventual puteți să faceți și un Basilius ca item intermediar și totul o să decurgă perfect. V-aș recomanda totuși, acum cât sunteți în early spre middle game, să puneți un Force Staff. Mulți ar prefera Dagger, dar și Dagger-ul este foarte bun, dar cum vă spuneam, foarte greu de farmat și nu vă conferă prea mare lucru în afară de acel blink care poate fi scos imediat dacă vă atinge orice hit al unui erou advers, pe când Force Staff-ul vă dă și attack speed, și damage, și inteligență, și chiar dacă sunteți între niște eroi adversi care vă dau bucăți, spell-uri și așa mai departe, puteți folosi Force Staff-ul pentru a scăpa dintre ei, și de asemenea Face Boots-ul pentru a trece pur și simplu peste orice obstacol și a ieși din situații cât se poate de periculoase. De aceea recomand Face Boots în combinație cu Force Staff pentru early spre middle game, pentru că vă conferă damage, attack speed, inteligență, viteză de mișcare imensă și, în general, posibilitatea de a trece peste orice obstacol și de a prinde adversarii din urmă fără nicio problemă. Acum o să vorbesc un pic despre iteme de lux, cum s-ar spune. Aș menționa că unul dintre itemele ce trebuie să apară într-un final pe Zeus este Aghanimul, pentru că principiul îi crește puterea la ultimată, un spell foarte bun, este castat pe toată harta și face damage destul de mare, după cum puteți observa cu Aghanim, undeva la 600. De asemenea, un item foarte, foarte bun pe Zeus este Guinsoo. Guinsoo este, în primul rând, un item care scoate un erou advers din joc prin acel hex. Pe lângă faptul că vă dă inteligență multă, mă rog, strength, agility, mana regeneration și așa mai departe, principala lui menire este să scoate un erou advers din joc foarte ușor. Puteți casta acest hex și astfel rolul eroului în ecuația echipei crește considerabil. Cam atât cred eu că ar fi itemele pe care ați putea să le puneți pe Zeus într-un match obișnuit, într-un match de durată normală, 50-60 de minute. Ce să vă spun, pot să vă recomand și alte iteme în continuare, deși este aproape inutil să vorbim despre mai multe iteme pe Zeus, pentru că nu prea se fac atât de multe iteme pe Zeus într-un match, dar dacă totuși ajungeți într-un match foarte, foarte lung în care și farmați mult, puteți să optați pentru iteme gen Shiva, Lincoln Sphere, Bloodstone, foarte bun, Blade Mail, dacă sunt eroi care vă lovesc gen Naix, Troll și așa mai departe, puteți opta chiar și pentru un Eul, pentru un Orchid, sunt atâtea iteme, chiar mecanism pentru echipă, am văzut o grăs de combinații Pipe of Insight, deci are atâtea iteme din care puteți alege, în general iteme de disable, iteme activabile care au o anumită menire, cum este Shiva să dea slow sau cum este Blade Mail să nu încaseze foarte mult damage, Lincoln Sphere să blocheze unul din spell-uri,
chiar și Blacking Bar este util pe Zeus atunci când eroi adverși sunt Stunner, Disabler și așa mai departe. Eu v-am făcut o scurtă prezentare aici a eroului, item build clasic, zic eu, un item build stabil, ușor de atins, v-am spus, în early și middle game, itemele de bază, face boots și force staff sunt ușor de farmat, aghanimul după este compus din componente care nu depășesc 1200, puteți să-l farmați sistematic, lejer, mai faceți un kill pe hartă, mai faceți o treabă de genul, plus că mobilitatea eroului cu aceste iteme este incredibilă. Chiar și cu travel, cum am spus, alternativa la Facebook și cu travel este un erou destul de mobil. Cu dagger pe el de asemenea, sper că am menționat cam toate itemele importante care ar trebui pe acest erou. Skill build-ul ați văzut, puteți să citiți mai departe pe net, de exemplu, alte skill build-uri, fiecare jucător vine cu mica lui viziune. Eu am zis să prezint așa cât mai echilibrat, ceva care reușește toată lumea să pună în practică și să vă ajute. Țin să vă spun că am citit și comentariile voastre și părerile despre eroi acolo pe channel. V-aș recomanda să-mi lăsați comenturile și răspunsurile la o întrebare pusă într-un filmuleț, chiar la comenturile filmulețului, neapărat coment de profil. Am văzut că întreb ceva pe un tutorial și nu mi se răspunde la întrebarea aia în dreptul tutorialului, mi se răspunde pe comentul de profil. Nu e nicio problemă treaba asta, dar v-aș recomanda intrați acolo la filmuleț și dați coment fix la filmuleț ca să nu mai stau să caut răspunsurile. Deci pun o întrebare, îmi răspundeți în dreptul filmulețului respectiv. Oricum, sunt încântat că activitatea este destul de bună acolo pe channel. Sper să rămână așa. Am văzut și pe Garena cât mai multă lume că se implică. Am constatat o ușoară îmbunătățire a comunității în cadrul Garenei, ceea ce mă surprinde. Am văzut foarte mulți jucători, mai ales pe RO 5, unde joc de cele mai multe ori jucători serioși, care au spirit competitiv, sunt fair play, nu se mai înjură la fel de mult. Nu știu, pe mine lucrurile astea, sau cel puțin așa mi s-a părut mie în ultima vreme, lucrurile astea mă bucură și sper să rămână așa și să se îmbunătățească constant. E plăcut să intri în cadrul unei comunități unde lucrurile merg așa cum trebuie. Pe această cale ți să salut toți jucătorii de pe Garena și mai ales cei de pe RO 5, unde poate o să ne și vedem într-un match demonstrativ. Sper să ne auzim cât mai curând și să rămâneți alături de mine și de tutorialele mele despre eroi din Dota și alte chestii. La revedere!